Frații. Au fost odată doi frați, o fată și un băiat, care erau orfani. Mama lor murise când i-a dusese pe lume, iar tatăl lor, de supărare și griji că nu se poate descurca singur cu doi copii mici, se stinsese și el. Culiba pe care o avea în pădure se degradase și ea, deoarece acoperișul se stricase și, când ploua, apa pătrundea înăuntru, se mai putea locui în ea. Copiii s-au hotărât să plece în lume să-și caute norocul. Au tot mers, ei ce au mers, până când băiatul spuse: "Mi-e foarte sete, hai să căutăm un izvor." Dar pe când s-a plecat băiatul să bea din apa izvorului, sora lui auzi un glas: "Cine bea din apa mea se va transforma în căprioară." Aceasta era vocea vrăjitoare. Fata degeaba încerca să-l oprească pe fratele ei să bea din apa de izvor, așa că acesta se transformă în căprioară. Plânse fata, plânse cât plânse, dar după un timp își dădu centura jos și o legă de grumazul căprioarei și așa se porniră mai departe. Au găsit în pădure o căsuță de lemn în care au trăit feriți de toate pericolele. Se întâmplă odată ca împăratul să iasă la vânătoare și să vadă căprioara pe care o luă în urmărire cu ceilalți vânători ai lui. Căprioara se ascunse în casă, iar împăratul se luă după ea și văzu cum căprioara speriată era mângâiată de o fată tânără și zveltă. Era așa de frumoasă și gingașă că împăratul se îndrăgosti de ea pe loc și o ceru de soție. Fata izbucni în lacrimi de bucurie, iar lacrimile ei căzură pe căprioară, iar aceasta se transformă din nou în fratele ei. Binele învinsese răul și toți au putut trăi fericiți. Vânătorul și copoiul său. Într-o pădure de munte era larmă mare la o vânătoare. Ce era? Vânătorii dăduseră de o căprioară și o goneau cu copoii. Căprioara parcă zbura, dar alergau și câinii, până ostenirea și se lăsară pe gubași. Numai un copoi bătrân ajunse căprioara din urmă. Puse gura pe ea, dar bietul câine de vânătoare, de bătrân ce era, nu mai avea colți ascuțiți ca să o prindă cum trebuie. Așa că norocoasa căprioară scăpă ca prin urechile acului. Sări peste o stâncă și se făcu nevăzută. Cum văzu una ca asta, stăpânul copoiului puse mâna pe un ciomac și se repezi să-l pălească pe câine. Adică de ce i-a scăpat vânatul din gură? Sărmanul copoi se așeză atunci în două labe și se uită rugător la stăpânul său, parcă zicându-i: "Stăpâne, am îmbătrânit. Nu mai sunt ce-am fost odată. Nu te mai pot sluji ca mai înainte. Lovește-mă, împușcă-mă, căci nu mai sunt bun de nicio ispravă." Atunci vânătorul se înduioșă. Își aminti deodată că bietul câine îl slujise cu credință atâția ani de zile, iar acum, deși era bătrân, tot el a fost în fruntea haitei. Nu era corect pe el să-l pedepsească, iar pe ceilalți copoi mai tineri nu. Și a zvârlind ciomagul, îi mângâie capul bătrânului său copoi. De atunci nu-l mai luă la vânătoare, ci-l ținu pe copoi acasă, îngrijindu-l până la moarte. Vorba aceea: "Fiți totdeauna
mâna recunoscători celor care v-au fost buni slujitori. Sul și hoțul. Cică într-o seară se întorcea de la târg un ursar care ținea de lanț un urs îmblânzit, cu care se distrase lumea, mai ales copiii, punându-l să facă la comandă tot felul de ghidușii. Ei, și ursarul se opri drept la cârciumă ca să petreacă din banii câștigați cu prietenii. Ce-a făcut țiganul cu ursul? Îl vâră într-un coteț de porci. În același coteț, cârciumarul ținuse un purcel pe care îl vânduse chiar în ziua aceea. Noaptea, pe când în crâșmă cântau lăutarii, veni un hoț să fure porcul. Hoțul habar n-avea că porcul fusese vândut, iar în locul lui se afla ursul. El se furișă încet în o gradă și se duse titil, titil până la coteț. Deschise pentru întuneric ușa și porni să bâjbâie căutând porcul. Când colo, dădu peste dihania de urs. Vai de mine, ce minune! Ce gras e porcul ăsta! E cât un urs! Supărat că-l scoală din somn, ursul mormăi. Sări-n două labe și nu-i dădu răgaz hoțului să fugă. Îl cuprinse frumușel și îl strânse așa de drăgăstos cu labele, de-i trosniră hoțului toate oșcioarele. Săriți, mă omoară ursul, țipa hoțul. Din crâșmă săriră oamenii, în cap cursarul și cârciumarul. Țiganul îl scăpă pe hoț din labele namilei, iar stăpânul birtului, văzând cine cotrăbăia noaptea prin coteț, zise: el e hoțul satului, ha-ha, umbla după purcelul meu și a nimerit peste urs. Mai poftește în coteț și altă dată, hoțomane. De atunci s-a lepădat pățitul de furat. Nu i-a mai trebuit în vecii vecilor. Pasărea nefericită. Într-o seară, două fecioare s-au dus cu ulcioarele la un izvor. Prin apropiere, o pasăre colibri începuse un tril atât de frumos încât inimile celor două fete se umplură de plăcere. Una din fete, cea mai mică și desigur mai neștiutoare, spuse: îmi place atât de mult încât vreau să-i fiu nevastă. Pasărea i-a auzit vorbele, dar își luă sporul nevăzută. A doua zi, în zori, plecă să caute pasărea minunată. A găsit-o și, fără să șovăie, fata repetă cuvintele din ajun. Bine, spuse pasărea colibri, vino să-mi vezi casa. Cuibul era atât de mic încât fetei nu încăpea înăuntru niciun picior măcar. Văzând una ca asta, fecioarei îi pierise și graiul și plecă supărată. Seara nefericită a pasărei cântă din nou, parcă și mai frumos ca altădată, doar s-o înmuia inima iubitei. Degeaba o așteptă pasărea colibri pe fată la fântână. Aceasta auzi pasărea cântând și zise: să mă mărit cu el? Nu vezi ce leneș este? Toată ziua cântă, dar colibă nu știe să-și facă. Și cică mă mai vrea și de nevastă? Se spune că de atunci pasărea colibri își cântă nefericirea. Dihorul lecuit. În pădurea fermecată din Narusunumi, Japonia, tot
câtă lume ar fi trăit fără griji și fericită dacă dihorul n-ar fi necăjit tot timpul pe cineva. Animalele pădurii l-au însărcinat pe iepure să-i dea o lecție. Acesta luă două putini, una mai mare și una mai mică. Pe prima o vopsi cu smoală și se duse cu ele la dihor. Vii cu mine să mergem pe munte să căutăm smaralde? Întrebă el. Dihorul acceptă și, cum era de așteptat, luă putina mai mare. Când, în schimb, a vrut să o dea jos de pe spate, aceea se lipise de blana lui și îi smulse și pielea. Iepurele s-a oferit să-l ajute și luându-se cu alifie magică, amestecată după rețeta dată de dihor în glumele lui răutăcioase, adică din lămâie și piper negru. Dihorul, urlând de durere, o luă la fugă către vizuina lui, dar trebuia să treacă peste un râu, unde erau legate două canoe, una mică și ușoară, iar cealaltă mare și încrustată cu pietre prețioase. Bineînțeles, dihorul o alese pe cea din urmă, crezând că se va îmbogăți măcar acum. Dar iepurele îl păcăli și le dea de aceasta, pentru că barca era din noroi și bucățele de sticlă colorate, iar de cum ajunse în apă se topi. Până la urmă, dihorul făcu și o baie forțată în apa rece a râului, dar toate astea îl învățară minte să nu mai necăjească pe nimeni. Iepurele îl vizita a doua zi pentru a vedea cum se simte. I-a făcut un ceai cald ca să îi treacă răceala și i-a oblojit rănile cu alifie de gălbenele pentru a se vindeca mai repede. Nu a uitat nici să-i spună: ție ce nu-ți place, altuia nu-i face. De ce are ursul coada scurtă? De mult, de mult, avea și ursul coada lungă, cum au și alte animale, vulpea, lupul, veverița. Într-o zi, mergea prin pădure și căuta mâncare. Nu găsi nimic, se stâmpere foamea și nu mai știa ce să facă. Atunci se întâlni cu vulpea, care căra o mulțime de pești. Îi furase, dar îi spuse ursului că i-a pescuit. Bună ziua, vulpe! Bună ziua, ursule! Dar ce de pește ai? I-am pescuit, așa să știi. Vulpe, dă-mi și mie din ei, că tare mi-e foame. Am căutat de mâncare, dar n-am găsit. Ascultă, ursule! Eu am stat toată ziua să pescuiesc. Acum, de ce să împar cu tine? Mai bine pescuiește singur. Este foarte simplu. Nu trebuie decât să faci o gaură în gheață și să-ți baci coada prin ea. Peștii se grăbesc să o muște și rămân agățați de ea. Ursul dori să mănânce și el pește și se gândi să încerce metoda vulpii. Se duse la baltă și stătu el mult pe gheață cu coada băgată prin corp. Noaptea s-a lăsat și era un frig năprasnic. Coada îngheță. A vrut el să plece acasă, fiindcă nu mai putea de frig, dar când să scoată coada din copcă, nu a putut. A tot încercat de câteva ori, dar nu a reușit. Și-a adunat toate puterile și a tras o dată puternic, dar de data aceasta coada se rupse și, din păcate pentru bietul urs, nici nu mai crescu la loc. Darurile vulturului. Un țar, fiind la vânătoare, tocmai se pregătea să împuște un vultur, când acesta îi spuse: nu mă omorâ! Ține-mă alături de tine timp de 3 ani și nu-ți va părea rău. Țarul se miră foarte tare, dar nu a vrut să creadă pasărea și o luă din nou în ținta puștii. Dar vulturul îi imploră din nou și, de data asta, făcându-i se milă de el, îl lăsă în viață luându-l alături de el. Vulturul îi mâncă toate oile și vitele, așa că domnitorul rămase fără șeptel și apoi trebuie să-și vândă toate bunurile pentru a putea hrăni pasărea.
dar își ținu promisiunea făcută timp de 3 ani cu toate căsărăcii. După ce trecură cei 3 ani, vulturul îl luă în spinare pe țar și se înălță cu el în înalturile cerului. Țarul se gândi, nu mai am nimic acum, nu mai am ce pierde. Vulturul, îi citi gândurile, s-a gândit să-i dea ultima lecție și astfel, din înaltul cerului, s-a lăsat în picaj până deasupra mării. Țarului se făcu foarte frică să nu cadă în apa adâncă și să se nece. Și-a dat seama că încă mai avea cel mai important lucru, viața. Atunci vulturul îl duse din nou pe uscat. Te-am învățat cum trebuie să îți ții promisiunile și cum să fii mărinimos, spuse. Acum te-am învățat cât de valoroasă este viața, ce înseamnă și frica de moarte. Așa că de acum încolo nu mai e nevoie de mine. Pasărea își luă zborul, iar țarul, cu cele învățate de la vulturi, deveni un domnitor bun, cel mai bun din lume. Cei 3 frați norocoși. Tatăl simți că îi se apropie sfârșitul, așa că își chemă fii ca să le împartă toată averea pe care o avea. Un cocoș, o coasă și o pisică. Știu că este puțin, le spuse el, dar dacă ajungeți cu ele în locuri unde lumea nu le cunoaște, veți face bani frumoși cu ele. Primul, cu moștenirea lui sub braț, porni în lume, dar peste tot unde ajungea, lumea mai văzuse cocoși. Ajunse până la urmă pe o insulă unde nimeni nu mai văzuse așa un animal și pentru cântecul răsunător al cocoșului și aspectul lui deosebit, penele colorate, creasta roșie, pintenii ascuțiți și coada ca o seceră, îi oferiră atâția bani cât putea duce în spinare. Cel de-al doilea, hoinării și el destul de mult prin lume până ajunse pe o insulă îndepărtată, unde localnicii recoltau grâul cu lovituri de tun și, pentru că nu prea reușeau să facă treabă bună, se bucurară nespus de mult când străinul le-a adus o unealtă atât de folositoare, așa că le răsplătiră dându-i atâta aur cât putea duce în spate. Cel de-al treilea frate, proprietarul pisicii, ajunse la un castel năpădit de șoareci. Stăpânul castelului era foarte bogat, dar nu lăsa slujitorii să pună capcane pentru șoareci, de frică să nu îi fure vreun galben. Văzând pisica, făcu o înțelegere cu el. Pentru fiecare șoarece prins, va primi un galben. Când pisica termină de prins șoarecii, feciorul avea atât aur, încât nu îl putea duce în spate și își cumpără un cal. Care credeți că a fost cel mai norocos dintre cei 3 frați? Cei care și-au vândut moștenirea? Sau cel care a știut să o folosească pentru a câștiga bani în plus? Calul și lupul. Pe câmpia de la marginea pădurii, unde iarba e grasă și verde, păștea liniștit un cal. Calului i se păru că vede o umbră, dar până să fugă, lupul era prea aproape. Deși era speriat rău, s-a gândit că poate scăpa de lup doar păcălindu-l. Lupul nu trebuia să-și dea seama că este frică sau care de gând să-l păcălească. Așa că stătu liniștit, lăsând lupul să se apropie și se prefăcu șchiop. Calul este mai puternic, deci trebuie să ticluiesc ceva, gândi lupul, altfel nu pot să-l prind. De ce șchiopătezi? Întrebă lupul vrând să pară prietenos. Am călcat într-un spin și mă doare foarte rău piciorul, spuse calul. Nu știu dacă voi putea ajunge până acasă. Acolo aș fi tratat de medicul veterinar. El ar putea să-mi scoate spinul
și atunci piciorul mi s-ar vindeca, iar eu aș putea alerga. Într-adevăr, este pacoste mare, spuse lupul. Cel mai bine ar fi să te operezi. Ai noroc că mă pricep la chirurgie. Dacă vrei, te pot ajuta eu. Nu te va durea deloc. Ești atât de bun că vrei să mă ajuți, se arătă calul bucuros. Nu mai rezist cu durerea asta. Apropie-te să vezi unde este înfipt spinul. Dar mișcă-te încet, că mă doare foarte rău. Dar când lupul a vrut să prindă calul de picior, acesta își adună toată forța și lovi cu putere. Să rămână fiecare la meseria lui, gândi lupul în timp ce zbura învârtindu-se prin aer. Am crezut că pot să-l păcălesc, dar a fost mai isteț ca mine. Câinele cu clopoței. A fost odată un câine care mușca pe oricine se apropia destul de mult de el. Stăpânul lui a încercat să-l dreseze, dar nereușind, s-a gândit să-i agațe un clopoțel de gât pentru ca, atunci când se apropia, să poată fi auzit de toată lumea, iar oamenii să-și poată păzi picioarele. Câinele era foarte mândru de clinchetul clopoțelului care îl urma pretutindeni și, pe deasupra, îi ținea pe oameni departe de el. Așa că deveni foarte încrezut. Își imagina că lumea îi făcea loc, fiindcă îl considera de viță nobilă. Mai trebuia doar să facă plecăciuni în fața lui. Un câine, mai bătrân, îl aduse cu picioarele pe pământ, spunându-i: clopoțelul ai primit din cauza răutății de care ai dat dovadă. Tu îi mușcai pe toți cei care se apropiau de tine, chiar dacă aceștia aveau intenții bune. Tu nu ai dovedit niciodată că ești prietenul cel mai bun al omului, în special al stăpânului tău, care îți dă mâncare, te îngrijește și te iubește. Nu ai de ce să te mândrești cu el. Câinele s-a rușinat foarte tare. Niciun alt câine nu mai avea la gât un clopoțel prins de curea. Niciun alt câine nu era atât de ocolit de toți precum era el. A simțit că vrea să fie la fel ca cei de seama lui și, lăsând capul în pământ, s-a dus la stăpân, spășit, cerându-și parcă iertare. Stăpânul a înțeles ce vrea și i-a luat clopoțelul de la gât. De atunci, doar pe oamenii răi nu îi lasă să se apropie de stăpân și de casă. Bătrâna și vraciul. O femeie bătrână, bogată și avară, nu mai vedea prea bine din cauza vârstei. Apropiații i-au spus să meargă la doctor pentru consult. La sfârșitul consultației la oftalmolog, acesta îi spuse: nu e grav, se poate remedia cu o pereche de ochelari. Vă fac o rețetă și mergeți să vă faceți ochelari. Femeia a luat rețeta, dar când a aflat că trebuie să plătească pentru ochelari, nu i-a mai dorit. Zilele treceau, dar nu se descurca mai bine, vedea tot mai rău. Într-o zi a auzit de la fereastra camerei cum un om striga pe stradă că el vindecă bolnavii și nu vrea niciun ban. S-a gândit în acea clipă că el e cel potrivit să o vindece, mai ales că nu trebuie să plătească. A deschis geamul și l-a chemat înăuntru. Bună ziua, stimată doamnă! Bună ziua! Ești doctor? Nu, stimată doamnă, sunt mai mult decât atât, sunt un vraci renumit. Tocmai de aceea nu cer plată. După ce se făcu că o consultă, îi spuse că are nevoie de un tratament special. Consta într-o soluție pe care el o va pune pe pansament și care trebuie aplicată pe ochi timp de câteva ore. Cu cât va sta mai mult, cu atât va vedea mai bine.
Dar când femeia stătu cu ochii închiși în timpul tratamentului, vraciul îi fură toate tablourile, argintăria și mobila. Femeia dădu jos pansamentul pentru a testa vederea. Nu este adevărat că m-ai vindecat, spuse bolnava, ba din contră, văd mai rău ca înainte. La început vedeam toate lucrurile din casă, dar acum nu mai văd nimic. Balaurul și zeița. Odată, de mult, pe malul mării Japonii era un balaur care ținea sub teroare oamenii locului, apărea brusc din apele mării și îi ataca pe copiii care se bălăceau. Benten, zeița fericirii, urmărea din ceruri ce se întâmpla pe pământ. În mare bunătate, i se făcu milă de copii și de părinților, dar era milă și de balaur. Probabil, gândea ea, de aceea este așa de hain, pentru că este osândit să trăiască singur pe fundul mării. Singurătatea i-a răpus sufletul. Nu are cum să fie bun și mărinimos dacă nimeni nu a fost cu el până acum. Benten s-a transformat într-o lepădă, se urcă pe un nor și coborâ pe pământ. Se aplecă spre suprafața mării și îl chemă pe balaur. În acea clipă, apele se învolburară, după care se deschiseră și ieși din ele casa balaurului, o insulă goală. La un semn al zeiței, insula se acoperi cu flori, fructe și pâruri, iar balaurul stătea și se uita amețit la minunățile nemai văzute de el, care îi se înfățișau în fața ochilor. Atunci zeița curajoasă își reluă înfățișarea, pășind către el și îi zâmbi. Zâmbetul ei cald și gândurile bune cu care coborâ din ceruri dezlegară blestemul care îl învăluia pe balaur și îi redară chipul de om. Tânărului nu îi venea să-și creadă ochilor că scăpase de cumplitul blestem. Tânărul și zeița s-au căsătorit, iar începând de atunci, trăind în pace și fericire, copiii s-au putut juca nestingheriți în apele mari. Băiatul care căzu în apă. Un băiat se juca pe marginea unui pârâu și căzu în apă. A reușit să se agațe de o creangă de copac și a încercat să iasă la mal. Dar, după mai multe încercări nereușite, a început să strige după ajutor. Ajutor! Nu știu să not! Ajutați-mă să ies! Trecu pe acolo un om care se credea cel mai deștept de pe pământ și, în loc să-l ajute să iasă la mal, a început să-l descălească. Nu e voie să te joci pe malul apei. Întotdeauna trebuie să ne uităm pe unde călcăm. Dacă nu era creanga asta de copac de care să te agăți, te-ai fi înecat. Vezi că singur nu te descurci. Dar ce căutai singur pe aici? Părinții știu unde ești? Sau ai plecat fără să spui? Și așa continuă el cu mustrări. Din întâmplare trecu pe acel drum și o femeie. Aceasta, văzând în ce situație era copil, îi spuse omul: ajută-mă să scoatem copilul din apă mai întâi și apoi fă-i morală. Tu crezi că le știi pe toate, că ești cel mai deștept de pe pământ, dar nu te-ai gândit că stând în apa asta rece poate răci sau, în cel mai rău caz, îl pot lăsa puterile și să neacă sub ochii tăi? Omul și-a dat seama de greșeala lui și că femeia avea dreptate. Mai întâi ar fi trebuit să-l ajute pe copil, pentru că viața îi era pusă în primejdie, și apoi să discute cu el despre pericolul în care a fost. De atunci, nici omul nu s-a crezut cel mai deștept de pe pământ,
iar băiatul a tras învățăminte din cele pățite. Vulpea și anghilele. Era o zi frumoasă. Un pescar se îndrepta în drapul vioi al cailor spre casă de la lac cu o căruță plină de anghile. Trăia din pescuit, el și familia lui, iar acum trebuia să ajungă cât mai repede la piața de pește pentru a lăsa o parte din marfă. Niște bani în plus îi prindeau bine. Vulpea mergea plictisită pe drum când deodată simți un miros de pește și ticlui în minte un plan. Cum ar putea să-și facă rost ușor de o minunată cină? Și rată și vicleană din fire se gândi cum să-l înșele pe pescar. Astfel se întinse pe mijlocul drumului și se prefăcu moartă. Pescarul, fiind grăbit, nu o văzut decât în ultimul moment și abia reuși să oprească bidivii și căruța. Fu cât pe ce să treacă peste ea, coboră din căruță și se duse să o vadă de aproape. O privi mirat. Urmă de glonț nu văd. Răni nu are. Oare de ce a murit? Fără să bănuiască nimic, o puse în căruță peste restul încărcăturii. Se urcă în căruță și plecă grăbit mai departe. Între timp se gândea ce plană frumoasă să-și facă din ea. Vulpea atât a așteptat să se vadă în căruță. A fost sigură că planul îi va reuși. Cum a pornit căruța, a început să arunce peștii jos, împingându-i cu picioarele. Văzând că se apropie de sat, a sărit și ea din căruță. A început să adune peștele de pe jos și s-a făcut nevăzută. Așa că pescarul cel credul a rămas și fără blană și fără pește. Vipera, broaștele și șarpele. Râul care curge prin zonă potolește setea tuturor ligioanelor pământului. Unele doar beau apă, altele se răcoresc în el în zilele toride de vară. Dintre toate ligioanele care trăiesc aici, șarpele s-a gândit să pună stăpânire pe el. Să fie doar al lui, iar celelalte viețuitoare să nu se mai apropie decât dacă le va permite el. Iar el nu le va permite, tocmai pentru că este al lui și nu vrea să fie deranjat de nimeni. Vipera de multe ori obișnuia să bea din râul pe care șarpele îl considera numai al lui. Nu era nicio ligioană de acord cu atitudinea șarpelui. Își atrăsese dezaprobarea tuturor pentru comportamentul lui, dar lui nu îi păsa. Dintre toate ligioanele, vipera era hotărâtă să-i dea o lecție șarpelui. Într-un târziu, cele două târătoare și-au declarat război una alteia. Să mă respect și să nu te apropii de râu, așa cum fac toate viețuitoarele, a spus șarpele. Nu ai niciun drept în plus față de noi, a răspuns vipera. Sunt cel mai puternic, s-a lăudat șarpele. Va trebui să o dovedești chiar acum. Război! A strigat vipera. Proaștele, dușmanii din totdeauna ai șerpilor, s-au aliat cu vipera. În ziua înfruntării finale, proaștele, pentru că nu se pricepeau la altceva, orăcăi au de zor ca apucate de streche. Vipera câștigă în final, iar broaștele și-au cerut partea lor din pradă. Atunci vipera începu să fluiere. Vă plătesc cu același lucru cu care m-ați ajutat și voi, le spuse. Vălul fermecat. Un tânăr fiu de țăran trăia în mare sărăcie în căsuța lui, dar nu
se plângea niciodată pentru că frumusețea naturii îi umpleau de bucurie sufletul sensibil în pofida necazurilor. Într-una din zile simți o mireasmă dulce venind dinspre pădure. Urmând mirosul, ajunse la un brad, iar între crengile lui zări un văl minunat, țesut din razele lunii și ale soarelui, presărat cu stele. Tânărul luă vălul, dar în aceeași clipă apăru o fată necunoscută care îl imploră să-i înapoieze vălul. "Este vălul meu, te rog să mi-l dai!" "L-am uitat aici și nu mă pot întoarce acasă fără el," spuse fata. Prima dată tânărul refuză cererea fetei. "Nu ți-l dau, poate nu este al tău. De unde știu eu că nu mă minți?" La acest răspuns fata a început să plângă amarnic. "Sunt fata pădurii," spuse ea, "și fără văl nu mă pot întoarce la surorile mele." "Te voi crede că spui adevărul? Dacă vei dansa cu numai fetele pădurii o pot face." Fata își luă vălul și începu să danseze, când plutind deasupra pământului, când înconjurându-l pe tânăr, rotindu-și vălul în urma lui, lăsând o ploaie de flori. A fost minunat. După aceasta, fata dispăru, iar tânărul nu mai află dacă a fost vis sau a fost aievea, dar acest dar al naturii îi umplu și mai tare sufletul de bucurie. Urasima și Balalul. Urasima era un tânăr pescar japonez, pe cât de curajos, pe atât de mărinilos. Într-una din zile observă cum câțiva tineri au prins o broască țestoasă și o chinuiau. Tânărului i se făcu milă de animal. Își strânse toți bănuții pe care îi avea și cumpără broasca țestoasă pentru a o putea înapoia în mare. Trecură câteva zile și pe când era la pescuit, auzi că parcă îl strigă cineva. Era broasca țestoasă. Îl rugă să se suie pe spinarea ei ca să-l ducă la marele și puternicul Balaur, domnul mărilor, care vroia să-l răsplătească pe Urasima. Tânărul făcu precum se spuse, iar broasca îl duse pe fundul mării într-un minunat castel. Balaurul îi spuse: "Pentru că ai făcut o faptă bună, poți rămâne musafirul meu cât îți dorește inima. Dar pot să plec și să mă întorc când vreau?" întrebă Urasima. "Odată plecat, nu te mai poți întoarce," i-a răspuns Balaurul. "Dar de ce să pleci? Aici ai tot ce-ți poftește inima. Alege bine." "Alegi doar o singură dată." Tânărul pescar ducea o viață fără de griji, cum nici nu-și putu să închipui. Dar până la urmă îl apucă dorul de casă și de cei pe care îi lăsase în urmă, dar de care nu mai știa nimic și vroi să plece. Întorcându-se pe uscat, Urasima a văzut că toate s-au schimbat. Casa și toți care fuseseră dragi au dispărut. Atunci a înțeles că a fost plecat timp de foarte mulți ani, dar a rămas la fel de tânăr. Dar dintr-o dată se transformă într-un bătrân gârbovit și atunci înțelese că cel mai scump dar al Balaurului, viața veșnică, a rămas pe fundul mării, acolo
de unde plecase. Țăranul și leul îndrăgostit. Leul, spre ghinionul lui, se îndrăgosti de prea frumoasa fiică a țăranului. A urmărit-o zile la rând, așa cum face un vânător cu prada lui. A văzut-o că era și harnică și miloasă. Avea grijă de toată gospodăria și iubea toate animalele. Leul se gândi că îl va iubi și îngriji și pe el. Așa cum se cuvenea, se duse la tatăl ei să-i ceară permisiunea de a-i fi soție. Tatăl dorea să-și mărite fata, dar cu un tânăr de seama ei, fiu de țăran, harnic și vrednic, din același sat cu ei. Era îngrijorată de soarta fetei, dar nu îndrăzni să refuze direct cererea în căsătoria leului, de frică să nu-l înfurie și acesta să-l mănânce. A încercat să găsească un motiv pentru care nu i-ar putea da fata de soție. Pe fata mea, spuse el, o sperie colții și ghearele leilor. Să vină apoi numai după ce te-ai descotorosit de ele. Leul îndrăgostit așa făcu. Dar când se întoarse, lipsit de apărare, țăranul împreună cu alți săteni îl alungară din sat, iar el trebuie să o ia la fugă, ascunzându-se în junglă. Leul nu s-a mai întors niciodată, iar țăranul și-a măritat fata cu feciorul pe care l-a dorit de cinere. Soarele și vântul. Soarele și vântul s-au vorbit să facă o întrecere. Au hotărât să fie declarat câștigător acela care reușea să-l facă pe primul călător care apărea să își dea jos hainele. Iată că pe drum a apărut un călător care mergea gale fluierând. Primul a început vântul. Acesta suflă din toți bojocii, dar cu cât se străduia mai mult, omul cu atât mai tare strângea hainele în jurul lui. La început și-a încheiat cămașa. Apoi și-a strâns haina în jurul trupului, și-a ridicat gulerul de la haină și l-a strâns în jurul gâtului. A încheiat și haina, fiindcă avea impresia că vântul i-o va smulge de pe el. Ba chiar își mai lua și pelerina pe care o ducea pe braț, pe deasupra, pentru că era foarte frig. Veni rândul soarelui la întrecere. Nu se strădui prea tare, el nu mai strălucea pe cer. Omul se bucură că vântul se oprise și a apărut soarele. Dădu pelerina jos și o duse pe braț o bucată de drum. Simțind că se încălzește, își deschie haina și o puse pe braț peste pelerină. Începu să transpire foarte tare și descheie culerul cămașii. Încetul cu încetul își descheie și nastului de la cămașă. Pentru că nu mai putea de cald, se gândi să se oprească pe malul apei care curgea paralel cu drumul și să facă o baie pentru a se mai răcori. Astfel, călătorul dădu hainele jos și făcu o baie în râu, bucurându-se de soare și apă. A câștigat soarele, pentru că obții mai multe cu vorba bună decât prin forță. Privighetoarea și bufnița. O bufniță trăia singură în cuibul construit între crengile copacului. Vâna numai noaptea zburând fără zgomot la distanțe mari.
În locul unde trăia, era singura stăpână pe întinderea nopții. Până într-o seară, când liniștea nopții a fost răpunsă de un tril foarte frumos. Curioasă, și-a luat sporul în direcția trilului. Și nu mică i-a fost mirarea când a văzut la o fereastră o colivie cu o privighetoare care cânta. Bufnița se opri în copacul din dreptul ferestrei și o întrebă: care este motivul pentru care cântă numai noaptea? Când m-au prins, explică privighetoarea, era zi și cântam. M-au pus în colivie și toți așteaptă să le cânt atunci când vor ei să asculte. Dar acum nu mai cânt ziua atât de mult. Cânt doar când vreau. Dar dacă vor cu adevărat să-mi audă cântecul și trilurile impresionante, trebuie să-și învingă somnul și să aștepte căderea nopții. Atunci se vor putea bucura cu adevărat de momente unice. Deci aceasta este răzbunarea ta pentru faptul că ți-au răpit libertatea, a spus bufnița. Da, este și o pedeapsă pentru cei care m-au închis în colivie, dar este și o răsplată pentru grija care mi-o poartă. Cântecul tău este un adevărat spectacol. Aș vrea, spuse bufnița, de acum înainte să fiu prezentatoarea ta. Voi anunța începerea și sfârșitul spectacolului. Din acea seară, privighetoarea și bufnița cântau fiecare din locul pe care îl aveau. Prințesa Șarpe. Un cazac foarte curajos observă de departe că pădurea era cuprinsă de flăcări. S-a grăbit înspre pădure, dar nu putea face mare lucru. Era o problemă și mai mare că o fată a fost prinsă între flăcări și îl implora să o salveze. Salvează-mă, te rog, nu mă lăsa să ard de vie. Întinde până aici lancea ta printre flăcări, plângea ea. Cazacul întinse lancea, iar fata dintr-o dată se transformă în șarpe, se răsuci pe lance și reuși să scape de flăcări. Șarpele îi porunci apoi să-l ducă la castelul de piatră din vârful muntelui. De îndată ce ajunseră acolo, șarpele se transformă înapoi în fată. Așteaptă-mă aici, îi spuse cazacului, după care dispăru. În castelul fermecat nu era nimeni, dar îndată ce cazacul își exprima vreo dorință, aceea imediat se îndeplină. O singură dorință nu se îndeplină niciodată, aceea de a o vedea pe fată. 7 ani trecură astfel. Cazacul aștepta cu răbdare ca fata să se întoarcă și prințesa Șarpe s-a întors. Îți mulțumesc că m-ai așteptat, dar vreau să știu de ce m-ai așteptat 7 ani și nu ai plecat. Nu am știut dacă ți-e bine sau rău. Am vrut să te știu în siguranță. De câte ori am vrut să te văd, niciodată nu s-a putut. Îi povesti cazacului credincios că a fost victima unui vrăj pe care numai tânărul l-a putut desface prin curajul și credința lui. Împăratul, de cum își revăzu fica, știu că vraja a fost destrămată și că tânărul care era cu ea era cel care o risipise prin curajul și credința lui. Bucuros, consimți la căsătoria celor doi. Prințesa și bobul de mazăre. Feciorul unui împărat dorea să se însoare. A tot căutat să-și ia de soție o prințesă adevărată. Dar dintre câte prințese a cunoscut în toată lumea, niciuna nu l-a convins că ar fi prințesa adevărată. S-a întors la palatul tatălui său,
convins că va rămâne singur toată viața, că nu mai există prințesă adevărată. La palatul împărătesc a venit într-o bună zi o fată necunoscută care a cerut găzduire peste noapte, pretinzând că este o prințesă. Împărăteasa, care vroia cu tot din adinsul să-și însoare feciorul cu o prințesă adevărată, i-a pregătit o cameră pentru noapte. Și, pentru a se convinge că era o prințesă adevărată, s-a gândit să o pună la încercare. Așa că, sub cele 20 de saltele și alte 20 de plapume din puf, a pus un singur bob de mazăre, fără ca cineva să o fi văzut. Odată cu venirea dimineții, împărăteasa a intrat în cameră și a întrebat-o pe prințesă: "Ai dormit bine azi noapte? Te-ai odihnit?" "Am dormit groaznic," a răspuns prințesa, "sunt obosită de parcă nu aș fi dormit nimic. Pe fată o dureau toate oasele și era plină de vânătăi, așa de tare iritase pielea fină bobul de mazăre." Era o prințesă adevărată, iar împărăteasa era tare mândră că-i găsise prințului fata potrivită pentru rangul lui. Acum o puteau crede că era deviță nobilă. Prințul era fericit că mai există măcar o prințesă adevărată pe care o putea lua de soție. Povestea împăratului precaut. A fost odată un împărat care era foarte precaut și fricos, așa că l-au numit împăratul precaut. Din cauză că nu avea încredere nici măcar în cai, mergea peste tot pe jos, dar alaiul lui era deja atât de obosit de la prea lungile plimbări, că au rugat un vrăjitor să-i facă un mijloc de locomoție care să se miște singur. Peste două zile, invenția a fost gata, iar vrăjitorul a denumit-o bicicletă. L-au rugat pe unul dintre miniștri să o încerce, dar acesta a căzut de pe ea și și-a rupt mâna. După ce s-a vindecat, s-a dus din nou la vrăjitor. "Ne-ar trebui ceva mai sigur, cu mai multe roți, un obiect care să meargă singur." Realizarea acestuia îi luă vrăjitorului o săptămână. Dar când ministrul a pornit cu obiectul care se mișca singur și pe care vrăjitorul l-a numit mașină, s-a ciocnit de un copac și și-a spart capul. Și iar i-a trebuit un timp să se vindece. Văzând cele întâmplate, împăratul precaut a continuat să meargă pe jos până când, din neatenție, s-a împiedicat de un ciot și, căzând, și-a rupt un picior. De-abia atunci își dădu seama că oamenii împreună cu el nu au avut dreptate când au învinovățit bicicleta și mașina pentru accidente. Așa că el însuși s-a dus la vrăjitor și a comandat obiectele magice pentru el și pentru toți cei de la curte. Iar pentru că au circulat întotdeauna cu atenție, nu s-a mai întâmplat niciun accident. Logodnici. Titirezul se îndrăgosti nebunește de mingea cu care stătea împreună în lada cu jucării. "O și ceru de soție. Suntem făcuți unul pentru celălalt," îi spuse. "Tu sari, iar eu dansez. Facem o pereche minunată." Dar, din păcate, mingea era foarte încrezută și refuză titirezul pentru că dorea ceva mai mult. "Eu sunt tot timpul în aer, iar logodnicul meu este un rândunel. Numai cu el mă voi căsători." Într-una din zile, mingea a dispărut. Titirezul a crezut că s-a căsătorit cu logodnicul pe care și-l alesese.
dar nu putea să o dea uitării și era cu gândul numai la ea. Zilele treceau și pe rândul el îl vedea afară în curte, dar pe minge nu a mai văzut-o. Se uita mereu la rândul el. Acesta, împreună cu rândunica, își crăneau pui, învățau să zboare și apoi toamna plecau spre țările calde. Se întorceau doar primăvara înapoi. După mulți ani, primind o lovitură strașnică, titirezul ajunsese departe, până la marginea unui drum de țară. Acolo, o sări pe vechea lui prietenă. Avea culorile șterse din cauza timpului petrecut în ploaie și vânt, dar cu toate astea, titirezul o recunoscu și o ceru din nou de soție. Iar mingea, căreia de mult nu-i mai stătea gândul la rândunel, acceptă bucuroasă, cu toate că și titirezul avea carcasa crăpată și culorile mai șterse de când nu se văzuseră. A înțeles că el trebuia să fie alesul ei și nu rândunel cu care nu se potrivea deloc. Împărăteasa Arabiei și cei trei șeici. Mavia era cea mai puternică și frumoasă împărăteasă din Arabia. Prin urmare, avea o mulțime de pețitori. După mai multe probe de vitejie pe care trebuiseră să le treacă, mai rămăseseră numai trei dintre ei. Trei șeici. Toți trei erau la fel de frumoși, la fel de tineri, bogați și puternici. Așa că era de înțeles că împărăteasa nu se putea hotărâ care este cel mai bun dintre ei. Una din seri, Mavia se deghiză, punându-și straie bărbătești și se duse în tabăra șeicilor, dându-se drept un călător rătăcit. Aceștia tocmai se pregăteau de cină. Împărăteasa, deghizată, le ceru ceva de mâncare. Primul îi dădu niște resturi, al doilea o coadă de cămilă, iar cel de-al treilea, pe nume Hatim, porunci să fie adusă încă o pernă la masa lui și îl pofti pe călător să se așeze pentru a se ospăta cu cele mai alese bucate. A doua zi, împărăteasa îi chemă la prânz pe cei trei șeici, dar le porunci slugilor să dea fiecăruia de mâncare exact ce-i dăduseră ei cu o seară înainte. Hatim primi mâncărurile cele mai apetisante, dar nu se atinsese de ele, spunând că va mânca numai dacă le poate împărți cu toți oaspeții casei. Mavia a fost cucerită de mărimia lui Hatim. Hatim este cel mai nobil dintre voi, le spuse șeicilor. Pe el îl aleg să-mi fie soț. Nu doar vitejia brațului contează, ci și bunătatea sufletească. Atunci când puterea brațului este condusă de bunătatea sufletului, acela poate fi un conducător demn pentru popor. Astăzi povestea Iacob cel prost. Iacob era un băiat foarte prost, dar avea o inimă bună și ajuta pe toată lumea. Odată, când tocmai servea prânzul la prietenul lui, mama, tatăl și cei doi frați ai lui mâncară acasă ciuperci și s-au simțit așa de rău că s-a crezut că au fost otrăviți. Fugi la farmacie, îi spuse tatălui, care nici nu se putea mișca de durere, și ia un medicament puternic pentru crampe la stomac pentru 4 persoane. Ai înțeles? Da, tată, să iau un medicament pentru otrăvire cu ciuperci pentru 4 persoane, răspunse Iacob plin de mândrie. Foarte bine, acum grăbește-te, îl zori tatălui. După care așteptă și aștept. Dar Iacob tot nu venea, așa că începu să se îngrijoreze. Băiatul ăsta e în stare să încurce tot. Spre norocul lui, se simțea mai bine și porni să-și caute fiul. La marginea drumului găsi pe Iacob, care era încovoiat de durere și se ținea de burtă. Ce ai făcut? Se sperie tatăl. Ce mi-ai spus, tată? Se apără Iacob.
am alergat la farmacie, am cerut medicamentul și l-am luat. Ai înghițit toate medicamentele? Întrebă tatăl. Da, tată, pe toate, așa mi-ai spus, se apără Iacob. Dar nu tu trebuia să le înghiți. Tu nu aveai crampe la stomac. Erau pentru noi. Tu trebuia să le aduci acasă. Pentru noi, se răsti la el tatăl. Eu am repetat ce mi-ai spus să fac și tu m-ai aprobat. Ai spus foarte bine, acum grăbește-te. Cine e vinovat acum de încurcătură? Eu sau tu, tată? Tatăl nu a mai spus nimic. Și-a dat seama că altă dată trebuie să fie mai expert.